Iată, părinte, ca să vorbesc. Amin. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Iată ce formă abstractă de rugăciune a lui Iisus, încă de la mesianitatea Mântuitorului Hristos, confirmată și prin cuvântul Apostolului Pavel, care spune: în numele lui Iisus Hristos tot genunchiul să se plece, și a celor pământești, și a celor cerești, și a celor de desubt. Sau cum spune prorocul David în Psalm: chemava cerul de sus și pământul de jos ca să aleagă pe aleșii săi. Și când s-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum, cerșind. Într-o altă evanghelie de altă dată, destul de sumară, dar destul de concretă în ceea ce vrea să spună, Mântuitorul le cerea ucenicilor să nu se depărteze de Ierusalim ca să se poată îmbrăca cu puterea de sus. Iar în același timp, tot Mântuitorul dădea o pildă despre aproapele, spunând unui învățător de lege: un om coborând de la Ierusalim la Ierihon a căzut între tâlhari. Deci iată sensul, de Ierihon. Luat din punct de vedere geografic, era o zonă sălbatică între Ierusalim și Galileea, unde oamenii trecând prin acea zonă mai erau atacați de hoți. Deci era o zonă mai pustie. Această pustie, raportată în sensul spiritual al cuvântului, nu este întotdeauna altceva decât un Babilon al minții noastre, cum spune prorocul David în Psalm: fica Babilonului ticăloasa, fericit cel ce va lovi pruncii tăi de piatră. Deci iată o formă destul de mistică, dacă vreți, sau destul de ascunsă, de metaforizată de Duhul Sfânt, legată de împrăștierea minții omenești. Un alt lucru minunat despre care am auzit vorbindu-se în Sfânta Scriptură, fac această intrare ca să înțelegeți ceva despre predica de astăzi, să nu vi se pară că vorbim în alte limbi. Știți că la pomelnică m-ai scris de multe ori, pentru înțelegere în casă. Ei, probabil că nu vorbim românește întotdeauna și atunci este nevoie de înțelegere. Așa. Ochii au și nu văd. Urechii au și n-aud. Spune Mântuitorul în Sfânta Scriptură: fățarnicilor, morminte văruite. Deci iată forme metaforice prin care Mântuitorul Hristos arată starea sufletească sau arată starea de zel a celui cu care vorbea sau era lângă el. N-a amenințat niciodată pe vameș și pe păcătoși. N-a spus: vai ție păcătoasă, vai ție vameșului, ci din contra: iertate sunt păcatele, mare e credința ta, fie ție precum voiești. Ți s-a împlinit cerere, așa, așa mai departe. Ia-ți patul tău și umblă, ridică-te, privește, și așa mai departe. Dar când s-a apropiat de Ierihon, un orb ședea lângă drum. Să ne întoarcem la drumul nostru și la orbul nostru. Cuvântul drum, despre care vreți dumneavoastră să înțelegeți astăzi multe, are mai multe bifurcații. Drumul vieții, în primul rând, este cel mai greu drum. Și drumul vieții începe de la zămislire și se termină la ieșirea din viață. Dar de acolo se deschide portița a doua spre un alt drum. Și începe drumul de dincolo, sau, cum spun teologiile moderne, eschatologie particulară, eschatologie universală. Deci drumul se transformă într-un ire. Ce voi face până la venirea lui Hristos și ce voi face de la venirea lui Hristos? Dar ca să știu să răspund la aceste două drumuri și ele să rămână unul singur, în viață Mântuitorul Hristos ne-a arătat un singur drum. Pavat. Cu ispite, cu scârbe, cu ocări, cu foame, cu sete, cu dosădire, cu batjocură, cu necinste, cu plâns, cu sărăcie, cu nedreptate. Unde îl întâlnim? Fericiți cei săraci, fericiți cei cu tare, fericiți nu știu care.
că a lor este împărăția cerurilor. Iar în taina călugăriei spune, și acestea toate când le vei răda, zice Domnul, bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în cer. Dar dintre mulțimile care le avem de față, câte un om mai îndrăzneț spune, vei convine la popa să-mi spune că sărat. Dar zice, de unde știu eu dacă Dumnezeu îmi plătește, cum spun bețivii, și nu rab și dincolo. Rabzi dacă nu știi să rabzi aici, dar dacă știi să rabzi aici în Hristos, nu mai rabzi dincolo. Nu poți să spui că rabzi pentru Hristos când tu cheltui banul și te duci de râpă cu familia și suferă toți. Aia ți-o faci tu singur. Nu poți să spui că rabzi pentru Hristos când ți-i lene să lucrezi și dai singur cu capul în grob și duci familia de râpă. Nu poți să spui că rabzi tu atunci când ești la operație din pricina vicilor și a murdăriilor tale, a fumatului sau meției sau alte boli care le trimite Dumnezeu. Ci atunci este viața după Dumnezeu și răbdarea după Dumnezeu. Când tu ești corect în toate și Dumnezeu îți trimite încercările. Nu când tu îți faci de cap, Dumnezeu ți-a trimis încercarea prin însuți păcatul tău. De fapt, necazul și suspinarea și întristarea sunt rezultatul păcatelor tale. Deci, clar că fumând vei avea TBC-ul sau clar că bând vei face ciroză la ficat. Și asta nu înseamnă că Dumnezeu trebuie să streacă în cartea virtuților că tu ești bolnav și rab. Nu, aia tu singur ți-ai făcut. Singur ți-ai plata, tot aici. Plata păcatului este moartea. Deci, am rămas cu drumul ăsta, am curcat. Deci, cine ține drumul lui Hristos, are ca formulă acel drum pavat cu aceste lucruri pe care le-am amintit. Că eu sunt adevărul, calea și viața. Auzi ce frumos spune. Eu sunt adevărul, calea și viața. Deci ce trebuie să aibă drumul pe care mergi? Trebuie să aibă un adevăr. Și care este adevărul? Timotei 2:3. Biserica este stâlp și temelia adevărului. Nu biserica în sine. Aceste cărămizi se vor dărâma cândva, așa cum sunt ruinile cetății Neamț sau ruinile Târgoviști sau mai nu știu care. Nu biserica în sine prin preotul pe care îl are ea. Că ăla e om ca și tine. Ci prin puterea în sine pe care o are biserica ca har asupra credincioșilor. Adică cele 7 taine, puterea eclesială sau disciplinară și puterea spirituală prin cârmuirea duhovnicească pe care o dă din punct de vedere moral, cum se arată în teologiile moderne, teologia morală ortodoxă, prin care omul cunoaște pe Dumnezeu. Și, cum spuneți voi la țară, vă fac eu completarea, și că nu cum spune popa, nu cum face popa, cum spune el. Ba nu, când îl vezi pe popa făcând rău, fă și tu rău. Știi de ce? Când o să vă întâlniți amândoi în bufet, să-i zici noroc părinte. Și eu să zic că, vai fiule, dar nu se poate, dar pentru mata se poate. Deci ai înțeles? Atunci când biserica așa are modele vii și poporul este bun. Dacă modelul este rău, bate voi păstorul și se risipește turma. Ați înțeles? Deci nu trebuie să judecați, ci trebuie să-l îndreptați. Părinte, hai să bem amândoi dacă tot ești aici, sau hai să facem amândoi păcatul. Că el se rușinează și se îndreaptă. Nu să-l hulești, că dacă hulești n-ai rezolvat nimic. Ci îi spui, părinte, hai să greșim amândoi și tot amândoi să ne și pocăim. Să vezi dacă mai greșești a doua oară. Deci am rămas totuși lângă drum. De ce am rămas lângă drum? Și tocmai în Ierihon. Odată ce omul nu este pe drum, este în Babilon. Deci este clar că odată ce nu respecti și într-un serviciu tehnologia, nu-ți va ieși piesa ce ai de executat. Nu respecti în medicină, nu-ți va ieși operația respectivă, nu respecti în justiție, nu-ți va ieși codul civil și nu vei respecta legea. Nu ești în bucătărie, nu o să-ți iasă mâncarea. Nu ești în gospodărie, nu o să-ți iasă economicul financiar acolo. Deci prin ce ai investit și ce ai câștigat. Deci în toate să respecte o anumită ordine disciplinară. Și atunci în felul acesta este și cu acest orice ședea lângă drum. Deci el era pe aproape de adevăr, dar ședea lângă drum. Stau și astăzi lângă drum câți vreți. Nu de vorbă cu coatele pe gard. Ci mulți strigă, Doamne, Doamne, dar puțin văd împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să ne axăm pe axa rugăciunii astăzi un pic, pentru că de fapt este vorba de o cerere și de o ofertă. Este o rugăciune de cerere spre deosebirea celorlalte două ce ni le recomandă Biserica și Dumnezeu, de laudă și de mulțumire. Deci, cerșind, deci arată clar că cerșea. Noi știm că toți strigă, Doamne, Doamne, dar puțin văd împărăția lui Dumnezeu. Și de unde știm asta? Noi știm că există și Biserica Catolică, și Biserica Protestantă, și Biserica Anglicană. Știm că sunt și secte, știm că sunt și păgâni, sunt și budiști și toate. Toți strigă la Dumnezeul lor.
Dar apostolul Pavel vine și le închide gura și spune: Tu ești Dumnezeu cel ce mântuiești pe cei ce te mărturisesc în adevăr. Deci Dumnezeul adevărului, de-aia spune Hristos, Eu sunt calea, adevărul și viața. Tu poți să crezi în Dumnezeul tău, nu te oprește nimeni să nu ți-l faci, dar nu vei lua plată decât de la Dumnezeul tău, deci nu vei lua plată de la Dumnezeul cel universal. Pentru că Dumnezeul cel universal este Iisus Hristos, care a restaurat omul duhovnicesc și l-a făcut din Adam vechi, Adam nou, prin starea de rob a lui personal, deci prin nașterea din Fecioara Maria, prin purcerea din Duhul Sfânt, și l-a restaurat în simțire și din opac l-a făcut din nou transparent prin nașterea din apă și din Duh. În ce? Nu în virtutea lui Grigore de la Pentecostal sau a lui Vasile de la Ihoviști, în puterea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ai văzut în ce îl restaurează? În puterea Sfintei Treimi. Omul este o treime. Cap, în care este inteligență, în care este cuvânt și care poartă între minte și inimă. Este o distanță sau este o casă în care se sălășluiește facultatea sufletească a inteligenței, cea veșnică și nemuritoare. Deci sufletul. Sufletul nu stă în laba piciorului sau în buzunar sau în stomac. Mulți spun, bea, mănâncă, sufletește, veselește. Cine crede că are sufletul în stomac, ăla-i frate cu porcul. Cine știe că sufletul stă în cap și în inimă, ăla-i frate cu Dumnezeu. Spune David. Și s-au asemănat cu dobitoacele. Nu v-am dat eu o denumire greșită. Și auzind el mulțimea care trecea, a întrebat ce este aceasta. Este evident și clar și frumos și precis. Orice om își pune întrebarea și eu mă mir mult de băbuțele mele de la spovedit, când câteodată sunt așa de naive și îmi spune, ce, apoi părinte, zice, știi, zice, stau și mă mir, zice, oare câte religii sunt pe fața pământului, care să mai mântuiesc din ăștia? Bunică, dar mă ta ce zici, mă ta te mântuiești? Dar eu știu dacă a fi bună și asta a noastră, nu vezi că toți oamenii fac rău? Dar zic, dar biserica ce te învață? Ei, zice la biserică, dar vezi că nici aia nu zic rău. Ai văzut ce se întâmpla cu mulțimile care treceau și făceau zgomot acolo? Deci este îndoiala, este necredința și prostia personală a fiecărui om atunci când crede că Dumnezeu este cu soț. Deci Dumnezeu nu este cu soț. Nu o să spună nimeni un Dumnezeu, doi Dumnezeu, ci un singur Dumnezeu este. Și dacă credința creștină lăsată prin puterea apostolică, cum am vorbit ieri la Sfântul Andrei, îi chemat, este apostolească și vine de la Hristos, fiți sigur că Hristos n-a rânduit întreiași unitate în Duh la masa celor 12, nu la masa de la Bruxelles, la masa rotundă, la comunitatea europeană, la masa din Păișorul de Taină, de la Ierusalim, la masa celor 12, Hristos a binecuvântat pâinea și le-a dat la toți la fel. Și în același timp, automat, Hristos a binecuvântat paharul și le-a dat la fel. Dar a arătat că masa este pătată și a spus, totuși unul din voi mă va vinde care mănâncă în blid cu mine. Și sigur că simbolul lui Iuda s-a răsfrânt automat asupra rupturii catolice de la 1054, care a mâncat din blidul universal al lui Hristos și apoi și-a făcut învățături separate prin chestii personale, dogme personale și teologumene de sine și de bună voie. Nu mai vorbim, că nu ne interesează. Trecem mai departe. Deci, asta era mulțimea care trecea pe cale și întreba ce e aceasta. Deci este mulțimea gândurilor și a răzvrătirilor și a deznădejdilor și a descurajărilor pe care le poartă omul în capul lui atunci când nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și nu-L cunoaște din trei motive. Din lipsă de studiu. Și v-am mai spus. V-ați abonat la ziare care n-au sens. Îl citești titlurile și a doua zi îl pui la WC-ul, tai pătrățele. V-ați abonat la fel de fel de cărți fără rost, ați văzut. Am fost personal pe la sfințiri, prin casele dumneavoastră. Biblioteci și foștoroage, maculatură, poți să faci o iarnă foc. Da, o carte de valoare nu găsești. Nu găsești o carte despre credința ortodoxă, nu găsești o Viețile Sfinților, nu găsești o psaltire, nu găsești un ceaslov. Alea nu se pot cumpăra, Pardaelian și Fausta, 5 volume sau 6 câte sunt. Poți să dai câteva mii de lei sau un dicționar român, acum a ieșit la modă, de 100 și ceva de mii. Dacă ții de 100 și ceva de mii cărți religioase, înveți tot dicționar ortodox, nici nu mai îți trebuie alt dicționar. Dar ce se întâmplă? Omul se axează doar spre social, moralul dispare.
Și atunci sigur că nimeni nu știe și nu vrea să studieze. Că dacă ai studia, și cel mai elementar copil îi spune la un catolic, bă, dar tu ești la anul 1000 și eu sunt de la anul 1. Cum poți fi tu mai vechi ca mine? Sau poate să le așa, băi, cum poți să fii tu ou înaintea găinii? Că cineva zice, dar găina din ce a ieșit? Din cuvântul lui Dumnezeu a ieșit găina, fraților. Deci Dumnezeu a creat-o pe găină ca apoi să se ouă. Așa și noi. Întâi a fost Dumnezeu și a făcut creștinii, ca apoi creștinii să rămână în unitate de Duh. Eu vreau ca toți să fie una. Deci ai văzut de ce mulțimile umblă iurea pe lângă drum? Pentru că caută Dumnezeu neadevărați. Eu să fie, am auzit acum recent că s-a dat o invenție. A discutat Dumnezeu cu apostolii și vor face mai mulți Dumnezei. Va face un Dumnezeu al banilor, unul al pachetelor, unul al mașinilor, ca pentru toți cei care nu vor un Dumnezeu sărac născut în Ieslea de la Betleem, să le dea un Dumnezeu bogat, să le dea un idol personal. De slava deșartă acestei lumi pe care Hristos i-a spus lui Satana, trește pe locul înapoi a mea și lui Dumnezeu tău să te închini și lui să-i slujești, să schimbă. Hristos își vede de treaba lui cu aleșii lui, iar ceilalți să închină lui Satana pentru legăturile care vor să le aibă. N-aveți decât să vă țineți în continuare de Dumnezeii traficului, de Dumnezeii banilor, de Dumnezeii poftelor, de Dumnezeii, să spunem, ambuibări, a trândăvia de păsării, că nu vă oprește nimeni. Mergeți pe lângă drum, că este destul loc. Ați văzut și în țara noastră, șoselele de bază au șanț. Și cine nu merge prin drum, merge prin șanț. Și dacă mergi prin șanț, dai în groapă. Asta e rezultatul. Ori groapa morții sufletești, ori groapa păcatului în care te înfunzi și apoi te iei cu mâinile de cap, spunea odată foarte frumos, exprima cineva păcatul văzut la modul social. Zice că un preot oarecare s-a dus într-o parohie să spovedească pe un păcătos. Și păcătosul i-a spus, zice, ei, sunt păcătos, dar nu știu cum să mă pocăiesc. Zice, fiule, să-ți explic ce am pățit eu odată în tinerețea mea, zice. Am căzut într-o apă și când am văzut că mă afun, mă trăgeam singur de cap până m-am scos deasupra. Ei, cam așa fac oamenii astăzi. Să duc, învață, fac studii, să cultivă, să civilizează, cibernetică, energetică, electrotehnică, computere, calculatoare. Și când văd că cad în prostie, încearcă să se tragă singur de cap. Dar Homiacov spune, cădem singur, dar nu ne putem decât ridica împreună. Iar Filocalea nouă spune mai frumos. Zice, mântuirea stă într-un mult sfat și cei ce nu s-au sfătuit au căzut ca frunzele. Deci ați văzut mergerea pe lângă drum, că aici am vrut ca să rămân. Și a strigat. Auzind el mulțimea care trecea, a întrebat ce este aceasta. Și i-au spus, trece Iisus Nazarineanul. Iisus Nazarineanul trece prin viața oricărui. Oricine aude clopotul la o biserică, oricine aude că este o slujbă arhierească, oricine aude că este Sfânta Liturghie, oricine știe că este o sărbătoare, oricine a auzit de Sfinți, oricine a auzit de moaștere cuvioase Parascheva și altor Sfinți, oricine a auzit de spiritualitatea ortodoxă care, cum spune Psaltirea și spune Duhul Sfânt, în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Și țările păgâne au biserici ortodoxe, dar poate mai mult România, care este o țară mai puțin păgână, este mai imorală, dar este ortodoxă. Deci nu ne putem plânge că nu l-am văzut pe Iisus Nazarineanu trecând pe cale. Trece, exact cum spune și cântarea lui Iosif Trifa. În fiecare liturghie eu mă cobor din nou la voi și coasta mea este împunsă și curge sângele și urmă. O știți voi că o cântați pe acasă. Și el a strigat, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. O altă formă. Nu toți s-au rugat la fel. Vaneșu spunea și el rugăciunea lui Iisus, dar în felul lui. Doamne, milostiv, fii mie păcătosul. Femeia care avea fică îndrăcită de la Cananeanca. Ce a spus? Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Sau Doamne, ajută-mă. Spune acolo, în Evanghelie. Ăsta l-au cu Slăbănogul de la Vitezda, care era și el olog acolo. Ce bă, tu vrei să te faci sănătos? Dacă n-am om să mă arunce, dar eu pentru ce m-am răstignit în lume? Nu ca să te vindec pe tine? Pentru ce am vărsat sângele pe cruce? Ca să te duci tu la Papa și la Calvin? Pentru ce am vărsat sângele pe cruce? Să te duci la Rusel și la cum îi spune catolic, care a făcut reforma, la Calvin, la Luther? Ce să cauți acolo, frate? Iisus Hristos a stat în Ierusalim, n-a stat prin Romă. Iisus Hristos nu-i la București și la Timișoara, este la Ierusalim. Iisus Hristos nu-i în Italia și la minunile din Bulgaria. Iisus Hristos n-are ce căuta în Veneția, în Geneva, în Londra, în Anglia. Nu, dragă, el stă la Ierusalim. În fiecare an, la Înviere, Sfânta Lumină vine și înflăcărează piatra de pe Sfântul Mormânt ca semn de prietenie între oameni și Dumnezeu, că nu i-a uitat în rugăciune. Și atunci tu și cauți în altă parte.
Ce cauți în Germania? Ce cauți în Franța? Ce cauți în Anglia? Îl cauți pe Dumnezeu aiurea pe stradă? Nu, la iurea are locuri precise. Calea, adevărul și viața. Eu știu, zice așa, că cel ce s-a coborât din cer s-a șânsuit. Îmbla iurea așa pe stradă, prin, crezi că stă să viziteze ca tine orașul și biserici și Poiana, Brașov și nu știu mai ce. Nu, dragă. A plecat din Ierusalim și a terminat misiunea, s-a dus la cer, tenorii cerului va și veni și când s-a suia le-a spus, ce vă mirați, îngerii care îl însoțeau? Precum s-a suit, așa va și veni. De-aia eu vă pun în fiecare duminică când sunt de rând, acea evanghelie frumoasă din lunea, din săptămâna mare, să citește lunea seara, deci când începe poștul. Dacă auziți că Hristos este aici sau este dincolo, să nu vă duceți. Dacă auziți că este prin pustietăți sau prin casă, să nu vă duceți. Dacă auziți cu tare sau cu tare, să nu vă plecați, că sunt Hristos și mincinoși care au venit să corupă. Și atunci, dacă tu ești cu minte, sigur că nu ai nevoie să te duci să-L cauți pe Hristos la distanțe de kilometru. Și vă mai fac încă o abstracție. Și asta să vă aduc, nu v-am spus-o prea des, dar vă spun acum. Și faptul că omul aleargă disperat de la un capăt al lumii până la celălalt, deci în țara noastră, vezi, tu pleci din Iași și te duci la mănăstirea Sihăstria. Cel de la Neamț vine la Iași, cel de la București vine la Maramureș, cel de la Maramureș merge la Constanța. Deci, dacă stai să privești în gândirea logică și dacă stai să privești lucrurile la culoarea lor originală, pe minte limpede, vei vedea cât de naiv poate fi omul care nu are suficientă credință. Îți dau o pildă. Merge omul în Iași, se spovedește undeva și îi spune, nu te împărtășești sau ai canonul cu tare. Îi se pare că nu-i suficient. Ce zice? Măi, mi-a spus el preotul și mi-a spus. Să mai duce la baba cu tare sau la vrăjitoarea cu tare. Îi spune și aia, că du-te prin biserică. Dar nu-i proastă să-i spună altceva. Chiar ce să facă? Știe că Dumnezeu e mai mare ca prostiile. Îți duce din nou la biserică. Iarăși nu-i convinsă de popa. Mai ispitește vreo vrătei. Hai până la părinții Arsenie, hai până la părinții Leopa, hai până la părinții Teofil, hai până la părintele Laurențiu, hai până la Poșaga, hai până nu știu unde, hai până nu știu cum. Dar ce face? De acolo tot ce recepționează, nimic nu primește. Vine încărcat sufletește, a cheltuit banii pe drum, și-a cheltuit timpul, și-a amestecat nervii, și-a tocit răbdarea prin gară, prin tren, prin autobuz, prin tramvai. Dar dacă întâmplarea face să fie omul tot așa cum a plecat, și un pusnic al patericului a spus că avea un ucenic foarte, care spunea cu mare ardoare, zice, vreau să merg la Sfântul Mormânt să mă sfințesc și eu. Bine, frate, zice, uite, am să vorbim cu duhovnicul, cu starețul și o să-ți dăm drumul la Sfântul Mormânt. Dar, zice, cu binecuvântarea starețului, zice, dorim și noi ca să ne duci și noi acolo să ne blagoslovești o ceapă, un ardei și un usturoi, zice. Și să ne le aduci înapoi, dar să cu mare precădere să le atingi de toate sfintele locuri pe unde mergi. Și-au venit înapoi călugărul când s-a terminat călătoria, le-a pus cu mare plăcere la picioarele starețului lui și i-a spus, aceștia vor fi profesorii tăi, zice, să-i urmărești bine. O, asta ce-o fi zis? Ce, o ceapă, un usturoi și un ardei? Ce o să-mi spună cu asta? Dar bătrânul care era plin de înțelepciune și harul lucrează atunci când este nevoie de har, l-a văzut într-o zi agitat și tulburat, bineînțeles că în momentul întâlnirii a întrebat, ei, frate, cum te-ai simțit? Ce, părinte, m-am schimbat profund. Să știți, m-am transformat extraordinar, zice, m-am, cum spunem noi, metanoia, ai de mine, radical, am trecut din accidental în transcendental, deodată așa. Și să vezi întâmplarea imediat, că la o săptămână ucenicul devenise din nou agresiv, nervos, cârtea, trântea, izbea, și bătrânul îi scoate acel usturoi și zice, dragă, mănâncă ăsta ca să te liniștești. Și părinte, îți bați joc de mine, e iute. N-are nimic, dragă, zice, roagă-te tot ce ai spus. Nu i-a spus pentru ce i-l-a dat. A urmat, s-a liniștit el în fine, câteva zile, iarăși a început cu agitația, cu nervii, cu cârtirea, cu problemele care îl frământau interior și i-a spus bătrânul și acel ardei și l-a dat. Și, dragă, mănâncă ăsta, poate o să te liniștești. El credea că bătrânul îi le dă că au fost atinse de sfintele locuri și probabil, având har, ele să se liniștească el. Și ca să nu-și supere bătrânul, sigur, automat, el pentru moment se liniștea. Dar năravul din născare de multe ori leac moare. Și el iarăși devenea agitat și nervos la un timp. La care, a treia oară, bătrânul îi dă și acea ceapă, iute. Și spune, mănâncă asta, zice, uite, ai de binecuvântare. Ce, părinte, îți bați joc de mine, zice, ce eu nu știu ce, ce poate să-mi facă mie ceapa asta? Nu, fiule, zice, vreau să spun de fapt ce vreau să spun, zice.
când ți le-am dat să le duci la Ierusalim și să le atingi de Sfântul Mormânt, am crezut că poate nu vor mai fi iuți sau acre sau chipărate, zice. Am crezut că își vor schimba. Păi cum să-și schimbe? Nu-i firesc. Nici la tine nu-i firesc să te schimbi stând degeaba, zice. Chiar dacă te-ai atins de sfintele locuri, tot tu ai rămas, zice. Ceapă, usturoi și ardei, zice. Dragă, nu mai fi iute, chipărat și acru. Fă-te blând, smerit și bun. Și atunci, de câte ori se tulbura ucenicul, bătrânul îi aducea aminte. Ceapă, usturoi și ardei. Așa vă spun și eu. Umblați cu ceapa și cu usturoiul și cu ardeiul după voi la toți duhovnicii din țara asta. Dar când vă întoarceți acasă, întoarceți-vă cu ideea asta în minte care vă spun eu. Oriunde am merge, cu noi ne întâlnim. Deci dacă eu mă mut acum în București, sau în Constanța, sau în Severin, sau în Brașov, sau în Maramureș, tot eu sunt. Nu iese mânia din mine decât cu înfrânarea în proprie, nu iese curvia din mine decât cu înfrânarea în proprie, nu iese iuțimea din mine, sau avariția, sau lăcomia, sau răzbunarea, sau ura, sau pisma, sau invidia. Nu, dragă, poți să te plimbi în toată țara asta. Duhovnicul este bun, spun marii părinți bisericești, atunci când își absolvă ucenicul într-o treaptă superioară lui. Deci duhovnicul care nu-și face ucenic superior lui este falimentat. Deci starea duhovnicească a duhovnicului sau starea lui de înălțime duhovnicească, i-o dau ucenicii. Ce dacă ai mers? Unii folosesc asta tipre de ucenicia. Sau zice, sunt ucenicul părintelui Teofil Părean, dar poți să fii și al lui Teofil nu știu care, să spunem. Trebuie să fii tu ucenicul lui Hristos. Pentru că dacă ești ucenicul lui Hristos, tu ai să asculti și sfatul lui Teofil și al lui Cleopa și al lui Cutare și al lui Cutare. Deci nu te schimbă în sine ucenicia la bătrân, ci faptele înfăptuite sub ascultarea bătrânului. Ioan Damaschin, pentru că fac o relație cu Evanghelia, fiindcă are doar 5 versete și nu o să stau să vă le repet degeaba, fiindcă le-am repetat odată, le-ați auzit când le-a citit Părintele Slujitor, Părintele Stares la Evanghelie, deci rămânem aici. Ioan Damaschin, care scria și știa toate împotriva agarenilor și a păgânilor, tratate întregi despre Maica Domnului și credința ortodoxă, a intrat într-o mănăstire și nimeni nu vrea să le ia de ucenic. Dar un bătrân prost și neștiutor de carte și-a dat seama că la multă înțelepciune trebuie și smerenie multă. Pentru că dacă ești și înțelept și ești și mândru, ești ca un foc de paie. Dă foc la claie de paie. Nici nu o să pierzi mâncare, nici nu o să te încălzești, că trebuie să fugi, că te dogorești. Dar automat mor de frică, el să stânge. Aia e și cu asta. Și i-a spus bătrânul, eu am să te cresc. N-ai blagoslovenie să miști un pai fără voia mea. Nici cel mai mic cuvânt să-l scrii de bine sau de rău, fără binecuvântarea mea. Ceea ce se întâmplă astăzi, de ce mă leg de treaba asta, e vorba de rugăciune și e vorba și de creștinii de rând și e vorba și de călugări. Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine. Vine călugărul în mănăstire. A mai făcut el un doctorat, o facultate, a mai făcut el o fizică, o chimie, o politehnică și vine la mănăstire și vrea pus unde, nici nu vă vine în cap, în vitrină, în loc de bibelou. Nu, dragă, locul tău e la pace, locul tău e la câmp, locul tău e la bucătărie, la trapezărie. Tu n-ai venit să-mi expui mie studiile, n-ai venit să mă înveți pe mine de acum ce am eu de făcut, deci tu fiind ucenic să-i vorbești starețului că n-are școala sau studiile sau experiența ta. Sau vii tu să-mi explici mie că l-ai citit pe Cioran. Poți să-l citești și pe Holban, ce mă doare pune capul pe cine l-ai citit. Tu în mănăstire vii să te expui patericului care spune așa. Ce este călugărul? Călugărul este o haină aruncată în drum pe care nimeni în 3 zile nu o ridică. Deci iată ce înseamnă călugărul. Ce este călugărul? Călugărul este om lepădat de sine. Călugărul este om mort lumii și viu lui Dumnezeu. Și apoi citiți, dar ați mai auzit voi viața Sfântului Sierpe, să vedeți acolo pătimiri și lucruri frumoase. Este o cărțulie pe care a scris-o părintele Ioanichi Balan. Pare că se cheamă așa, Fapte minunate de la părinți atoniți. Hei, citiți acolo să vedeți nevoință și încercare călugărească. Nu, asta e boierie ce se întâmplă azi, și între creștini și între călugări. Dacă concilieri, dacă vrei faci, dacă nu, nu. Petroniu Tănase avea o vorbă foarte interesantă. Te lăsa, discutai cu el și când intrai să te înferbând, să-ți expui doctrina, și că, dragă, nu dialog, ascultare. Ei, aia este și cu duhovnicii, aia este și cu biserica, aia este și cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu faci dialog, faci ascultare. Când a spus că postul este post și dracul iese cu post, așa îl scoți. Când a spus Dumnezeu că de rugăciune e nevoie, păi, femeia Hananiantă și-a permis pentru prima dată în istoria biblică să-L înfrunte pe Dumnezeu în față și să-I spună, Doamne,
Ei, fii tu învățătorul cel bun și drept, dar câinele la casa omului mărâncă din fărmătura stăpânului. Și eu vreau, ei, fii o păgână și spurcată, de ce a făcut-o câine? Pentru că la păgâni sunt zeii desprânării, zeii lăcomiei, dar ea în subconștientul ei asculta de poruncile acestor zei, dar n-a ascultat fățarnic. Deci nu s-a trecut la Pentecostal să-și ia mașină și să capete dolari. S-a trecut la Pentecostal din neștiință, crezând că e mai bine. Așa a făcut ea. Deci a trecut la păgânit sau s-a trezit păgână, pentru că credea în subconștientul ei că dincolo, spune Steinhardt, dincolo de subconștientul acelui zeu de piatră și de lemn, era Dumnezeu de care ea se temea și îl respecta. De aia a spus Hristos unei păgâne, mare e credința ta. Deci de asta i-a spus Hristos unei păgâne, mare e credința ta. Nu pentru că a știut să strige, Doamne, Fiul lui David, miluiește-mă, sau Doamne, ajută-mă, ci pentru faptul că cinstea cu sinceritate, și mai avem o pildă de aceasta, de adevăr curat. Și când îl duceau pe mucenicul Ștefan la munci, spune că un tânăr, Saul, îl trăgea după dânsul. Cine era? Marele apostol Pavel, apostolul neamurilor. Pavel, care a fost învăluit în drumul Damascului, apostolul din care scrie la Noul Testament, pe Corinteni, Galateni, Efeseni și așa mai departe. Deci ai văzut? El respecta iudaismul nu din fățărnicie, din răzbunare, din ură, ci respecta iudaismul cu credință pură și conștientă și curată în inimă că ce face, face bine. Ei, când tu faci o greșeală de genul ăsta, Dumnezeu te absolvă. Merge o babă cu 4 clasă și să spunem, vede odată o zminteală și se duce la sectar. De-aia săraca nu știe că o întâmplare de genul ăsta am întâlnit eu acum 3 ani prin spovedania unei sucevence. Zice, părinte, am un păcat foarte mare, ca să vedeți rugăciunea lui Iisus cât e de puternică. Zice, nemai având ce mânca și fiind săracă, zice, și fiind înconjurată numai de sectari, ăștia mi-au spus așa. Zice, uite, vino la noi și te închină la noi și noi îți dăm tot ce trebuie. Dar zice, părinte, și eu am fost șmecheră, că eu știam, zice, că la noi la biserică e mai bine ca la ei. Dar am zis că da, las că măr la voi. Și zice, mă puneam în genunchi acolo la ei, dar nu ridicam mâinile în sus ca ei. Și eu mă rugam la Maica Domnului și ziceam, Doamne Iisus, îmi iluiești, nu-mi vine păcătoasa că am greșit. Și zice, toți cei de pe lângă mine se fereau. Și la un moment dat vine unul și mă întreabă, zice, dar tu cum te rogi? Păi zice, cum să mă rog? Zice, zic și eu cum știu. Și zice, dar spune cum știi. Ea de frică, crezând că a depistat, a spus, Preasfântă Născătoare Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ieși afară, nebună, zice, nu așa se roagă aici la noi. Deci rugăciunea acelei simple femei, dar curată interior, că ea știa că făcuse o greșeală numai ca să-și ducă existența, i-a tulburat pe toți acei de acolo și au dat-o afară. Și că nu așa trebuie să te rogi, că altfel nu știu, zice, atunci mă duc la casa mea. Deci au scos-o pur și simplu din adunare. Ei, asta trebuie să-ți rămână în minte. Nu schimbarea duhovnicului, nu schimbarea bisericii, nu schimbarea mănăstirii, nu schimbarea județului, nu schimbarea credinței mă absolvă în superior, ci schimbarea voinței, schimbarea simțirii sufletești. Dacă eu simt și mă rog numai pentru bani, nu sunt om. Dacă eu simt și mă rog numai să-mi meargă bine, sunt naimit. Naimitul las voile și fuge. Dacă simt că mă rog, că mă tem de Dumnezeu și atunci e rău, că sunt slugă. Tatăl a dat pâinea fiilor, nu slugilor. Sluga nu știe niciodată ce face stăpânul, dar fiul știe ce face tatăl. Vedeți Evanghelia, nu spun eu. Și atunci, deci, noi trebuie să ne apropiem de starea de fii. De asta îi spune Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. Deci iată ce formă adâncă de rugăciune a lui Iisus încă din timpul mesianic. Deci, cu atât mai mult vă atrag atenția că nu trebuie părăsită niciodată. Să vedeți unde duce finalul. Și cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, iar el mai mult striga. Striga. Ce, era surd Iisus ca să strige după el? Sau n-auzea Iisus că auzi cel ce-ai, spunem, tot în psalmile lui David. Și cu ochii au și nu văd, urechii au și n-aud, spune acolo la idoli, la Catisma 19, zice. Cei ce au făcut pe aceștia, zice, să fie de capul lor, spune acolo, în Catisma 19, de faimă, idolii lor, pământ și aur, lucruri de bâni omenești, ochii au și n-aud, urechi și n-aud, știți, prea bine. Dar, zice, acum a striga altfel, fiul lui David, fie-ți milă de mine. A atacat punctul slab. Asta este slăbiciunea lui Dumnezeu de 7.000 de ani de când existăm noi de la ieșirea lui Adam în Rai, cu câte veacuri înainte o fi existând el la fel. Mila. Dumnezeu n-a putut să urască pe nimeni niciodată.
Spune Sfântul Ioan Damaschin în Dogmatică că Dumnezeu nu urăște nimic din creatura mâinilor sale. O singură dată în Sfânta Scriptură se arată că Dumnezeu s-a căit de făptura mâinilor sale și i-a părut rău că a făcut-o. Ce a vrut să spună prin asta? La potop. Dar a spus, îi voi pierde, dar îi voi lăsa să perpetueze altfel. Și ce a făcut? Le-a pus lui Noe să-și facă corabia, l-a pus să strângă parte curată și necurată, să-și ia pe cei trei fii și femeile lor să suie în corabie și restul a pierdut cu foc, asta cu apă, dobitocă. Deci imediat, după potop, a încercat să curățească materia prin materie. A absorbit apa, materia celor patru stihii din care este alcătuit omul. Apă, aer, pământ și foc. Deci a contopit, a trecut din nou Hristos, cum spune, eu lucrez și Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Deci Dumnezeu a trecut la a doua geneză prin potop. Deci ce a făcut? A încercat restaurarea omului, nu îngerească, întâi materială. Pentru că îngerește l-a construit. Și ce a zis? Să-l restaurăm material, poate vom reuși așa ceva. Nu l-a restaurat. În corabie, Ham trăia cu femeia și barca mergea pe apă, curvea. Deci era soție, dar în acele momente de groază trebuia rugăciune, nu desfrânare. Și s-a născut Hanam, din care ieși popoarele Hananie. S-a terminat povestea, s-a îmbătat Noe, a fost văzută golătatea, a apărut din nou în lume blestemul. Și au apărut din nou popoarele păgâne, hetei, ghergesei, ferezei, filisteni și așa mai departe, ebusei și toate celelalte până la 12. Și a început un nou ciclu scriptural în care Dumnezeu a văzut. Materia nu poate fi înnoită prin materie. Și ce a spus? Dacă nu de materie, nevoie de rugăciune. Și a trecut Dumnezeu propriu zis la rugăciune. Și s-a rugat Iisus Hristos în grădina Ghetismani cu lacrimi de sânge. Tată, treacă acest pahar. Despre ce pahar era vorba? Era frică de răstignire, nu să știe, Hristos nu s-a rugat cu imaginație, arată toți Sfinții Părinți. Dar s-a rugat pentru această lume păcătoasă pe care știa că o va restaura prin sângele Său și știa că va cădea mai rău ca cea din tâi cădere. De ce? Dacă în Vechiul Testament Sodoma și Gomora au rămas două peceți murdare a celor două cetăți pierdute cu foc astăzi sub Marea Moarte, astăzi s-a legiferat prin stat și prin putere bisericească păcatele trupești sub formă de articole. Și mi-a plăcut odată o discuție tot auzită la Sfântul Munte în care se vorbea de drepturile omului. Și răspunsul final a fost acesta. Omul are trei drepturi. Să se roage, să se teamă de Dumnezeu și să iubească tot ce a creat Dumnezeu. Deci n-ai voie să distrugi tu ca om nimic. Ai înțeles? Și dacă te rogi, nu poți să urăști. Și dacă iubești pe Dumnezeu, nu poți să urăști. Și atunci, obligat, trebuie de două ori să iubești. Și dacă iubești de două ori, a treia oară completează treimea cu iubirea ei. Că trebuie iubire de la inimă și iubire de la trup. Cea de la trup e socială, pe care o faceți prin creșterea copiilor, iar cea de la inimă e dumnezeiască, care o faceți prin rugăciune și prin unirea cu Dumnezeu. Ai văzut? Aia trebuie. Deci, fiul lui David, fie-ți milă de mine. Lui Dumnezeu i-a fost milă. A vărsat întregul sânge și a jertfit întregul trup pe cruce pentru păcatele lumii. Iată melul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Prorocie spusă de Ioan Botezătorul cu 3 ani și jumătate înainte de patima Domnului, când Andrei și Ioan Evanghelistul s-au dus să-L vadă pe Iisus acolo unde era El în cetate. Și au rămas la El până seara. Și oprindu-se Iisus, s-a oprit Iisus. Ca să oprească Iisus, trebuia să oprească soarele din călătoria Lui. Ca să oprească Iisus, trebuia să înceteze să mai fie noapte, să rămână numai zi sau numai noapte, să nu mai fie ziua niciodată. Ar fi însemnat, oprindu-se Iisus, să cadă cerul pe noi. Ar fi însemnat să se oprească izvoarele, să nu mai curgă apă. Ar fi însemnat să nu mai fie lumină. Ar fi însemnat să nu mai fie viață, că s-a oprit Iisus. De ce vreau să spun că s-a oprit? Spune prorocul David la psalmul Vecernii, trimite-le-i Duhul tău și se vor zidi, luave-i Duhul tău și se vor sfârși. Oprindu-se Iisus aici, de ce v-am spus lucrul ăsta? Încă o dată vă deschid ochii, nu stați cu mintea pe pereți, băgați în cap. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit. Deci iată, Iisus lucra cu Tatăl din veac și până în veac. Mai înainte de toți veci, așa spune în crez.
unul născut iar nu făcut. Și mergem mai departe. Cerurile și-au continuat mersul lor, pământul și-a continuat mersul lui, iarba a crescut, apa a izvorât, soarele a încălzit. Și Iisus s-a oprit. Care e Iisus? Iisus cel rob. Iisus cel întrupat care a venit să vadă prostia omenească pe, să o aducă pe verticală din orizontală. Ăla s-a oprit. Iisus cel restaurat, care nu știa, deci pogorât din Duhul, deci pogorât în pântecele Fecioare prin întruparea de la Duhul Sfânt. Deci nu imaculată concepție de la catolic și nu om superior în arianism sau alte credințe care despart personalitatea din treime, ci Iisus cel care a venit să restaureze pe om. Deci Adam cel nou s-a oprit. Și ce a făcut Adam cel nou? De fapt l-a completat pe Adam cel vechi. Adam cel vechi în momentul greșelii în rai s-a oprit. S-a oprit. Citiți la facere. Adame, unde ești? De ce s-a oprit? Și-a pierdut drumul. Iisus Hristos, de ce s-a oprit? Adam ăs nou. Și-a dat seama că orbul nu-i pe drum. Și dacă vreți să vedeți cu orbul nu-i pe drum, vă spun din față. Un orb ședea lângă drum, cerșind. Deci nu era pe drum. Și de-aia s-a oprit o clipă Iisus Hristos ca să-l readucă pe drum. Să-l pună direct în calea ce duce la adevăr și la viață. Și a spus așa: aduceți-l la mine! Așa. A poruncit să-l aducă la el și apropiindu-se, ajunge miculat. Deci să-l aducă pe orb la el. Două metode de a aduce pe om la Dumnezeu și pe Dumnezeu la om. Metoda de a aduce pe om la Dumnezeu sunt plăcile pe care Dumnezeu le trimite societății. Atunci când ei se departe și nu vor să-l cunoască. Atunci când sunt prea comozi. Atunci când prea mult timp ne fură numai luxul. Atunci când prea mult ne fură timp numai garderoba îmbrăcăminții. Atunci când prea mult timp ne fură numai garderoba frumuseții și a modei, a boierii, a înzorzonării și a toate celelalte. Bune sunt, dar nu-s de folos. V-am mai spus și iarăși vă amintesc. Văzut ați o femeie bolnavă care și-a pus cercei și s-a uns pe la boci, pe la ochi și s-a făcut sănătoasă? Nu, dragă, pierderea vremei de șer. Oare dacă ți-a făcut Dumnezeu buzele mai albăstrii, trebuie să le faci tu roșii? Nu-i nevoie. Dar omul n-are ce face. Că dacă ar avea ce face, iarăși n-ar mai scrie în pomelnic acolo, zice, înțelegere în casă. Ar avea timp să se înțeleagă între ei, ar vorbi unul cu altul, ar mai discuta, bă, unde am greșit eu, unde ai greșit tu, și ar ajunge, cum spune Iliescu, la consens. Dar nu se poate ajunge la consens, pentru că după 3 ore de stat în fața oglinzii, după 3 ore de stat la televizor, după 7 ore de somn, după 2 ore de grătar și bucătărie ca să faci mâncări alese, timp îți trebuie, după 2 ore de baie, după 2 ore de machiaj, după 2 ore de pedicură și manicură, vă dați seama, îi mai rămâne femeii 8 ore de servici și 2-3 în care să vorbească cu bărbatul pe fugă, ca și o gazdă când pleacă de acasă. Vezi, ai grijă de oaie, de vacă, de capră, că eu am plecat, mă duc când mă întorc, nu știu. E, așa și la Dumnezeu. Când să se înțeleagă cu Dumnezeu? Când să complacă cu Dumnezeu și să cadă gând peste gând și să facă la pace, deci să fie pace și liniște, că așa a spus Hristos, dacă sunteți blânzi și smeriți cu inima și învățați de la mine lucrul ăsta, veți avea odihnă în sufletelor voastre. Sufletul se zbuciumă și n-are cum să aibă odihnă în cazul ăsta. Nu ai cum să ai odihnă când tu prea mult te-ai depărtat. Iisus te cheamă la El, sigur că te cheamă. Glasul de clopot, glasul de toacă, Cartea Sfântă, Ceasnovul, Psaltirea, emisiunea de la televizor, Credo, Lumină din Lumină, ce mai dă pe acolo? Biblia, toate, candela, icoana, toate te cheamă. Dar dacă tu nu te apropii, rămâi tot pe lângă drum. Și tot așa, era o povestioară în bătrân. Pe lângă gard, pe lângă drum. Mă țin de drum și dau de gard. Cam așa și dumneavoastră tot. Dați cu capul în gard, dar nu vreți să vă treziți. Dați mereu cu capul în gard, dar nu vreți să vedeți. Dați cu capul în gard, dar nu deschideți ochii. De ce? Fiindcă era orb și stătea lângă drum și cerșea. Nu știa ce să cerșească. Și de ce i-a spus, n-a spus că cerea? Pentru că Hristos celor ce cer le dă. Vedeți la Evanghelia de Miercuri, Evanghelia de primejdie, așa se mai cheamă aceea. Zice, cereți și vi se va da că celui care cere ia. Ai văzut? Mergi la magazin și întinzi banul și spui, dați-mi un săpun, dați-mi o pâine, dați-mi un bulion, dați-mi un cașcaval. Și ai dat banul și ți se pune în mână marfa. Ai cerut. Dar dacă mergi să cerșești, fie că îți dă ceva puțin, dacă îți dă, dragă, de pe aici ai cu inventare, cu treburi. Și la casa omului, când vine unul, zice, dăm împrumut un pic de făină, automat iei din sac și dai. Când vine și cerșește, te codești, te căiești, să-i dai, să nu-i dai, dai mai puțin, dai mai rău, sau ce faci acolo. Deci nu implici din prima lucrare a da.
Așa și Dumnezeu a spus că El cerșea. De ce cerșea? Fiindcă nu știa ce vrea. N-a spus Hristos, nu știți să vă rugați, nu știți ce vreți, nu știți ce cereți. Spor la bani, mers în afaceri, societate, dezlegarea cununiei, izbăvire de vrăjmaș. Păi cum vii tu la biserică să spui că ai vrăjmaș, când Hristos a spus, iubiți-vă între voi să cunoașteți că sunteți ucenicii mei? Stau lui acolo, mi-a plăcut într-o zi de o babă. Zice, părinte, să nu le facă nimic Dumnezeu, numai să le sară ochii să nu mă mai vadă pe mine. Suficient! Deci dacă lor le-a sărit ochii, ție ce să-ți sară? Mântuirea din schema lui Hristos, pentru că ai văruit rău aproape. Cine rău voiește, rău găsește. Că așa spune Evanghelia. Ce vreți să vă facă oamenii vouă, faceți-le voi lor. Iar o altă rugăciune învățată de la Filocalia 6, pe la pagina 353, spune așa. Că un ucenic odată greșind asupra altui ucenic și bârfindu-l tot timpul și mâncându-se între ei ca câinii, celălalt se ruga așa, Doamne, luminează-l mintea și pentru rugăciunile lui, miluiește-mă pe mine păcătos. Și a venit vremea că cel care vorbea de rău s-a depărtat undeva prin Alexandria, s-a dus și a dat peste el o boală. Dar când a făcut Dumnezeu ca să se întâlnească și să se împace între ei? Când a crezut că e punctul culminant al greșelii și a unuia și a altuia. Ăsta care a auzit că este bârfit, nu s-a dus să-și ceară iertare. N-avea smerenia asta, dar totuși continua să se roage în felul ăsta. Doamne, pentru rugăciunile lui, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și s-a dus odată să bea apă, că i s-a sfârșit apa la chilie. Și mergând pe cale, a căzut și el bolnav. Dar între timp, lucrare să vezi pe ăsta din Alexandria, fiind cuprins de o boală și temându-se de sfârșit, s-a smerit el de acum, care îl vorbise și venea pe cale de acum să-l găsească pe bătrân, să-și ceară iertare. A venit și nu l-a găsit la chilie, văzând vasul gol, deci văzând vasul gol, a luat el apă într-un vas din altă parte și a plecat în întâmpinarea lui. Ce a zis? Măi, dacă merge la apă și n-a găsit, să am eu apă să nu înseteze pe cale. A văzut dragostea supremă față de dușmanul tău. Dacă va avea apă, zice, o să o lăsăm pe asta că e caldă și o să o luăm pe aia că e proaspătă. Și l-a găsit la jumătatea căii căzut jos. Dar cum să ruga acolo jos? Doamne, zice, pentru rugăciunile, zice, a lui cutare care m-a dușmănit pe mine, pentru rugăciunile lui mântuiește-mă pe mine păcătosul și mă salvează din această întâmplare. Și în clipa aceea s-a arătat îngerul păzitor, și i-a spus, vine să te salveze, zice, să apropie. Dar zice, știi de ce? N-ai avut smerenia să-ți ceri iertare, dar pentru că te-ai rugat tot timpul pentru el și te-ai rugat tot timpul pentru rugăciunile lui, Dumnezeu i-a schimbat inima. Dar când? Și în suferință să te rogi pentru dușmanul tău. El să-ți ia astăzi palma de pământ, dar tu să continui să te rogi pentru el, să-l lumineze Dumnezeu la minte. El să-ți staie hatul sau copacul sau vaca sau porcul sau găina sau oaia și tu să spui, Doamne, luminează-l la minte că nu știe ce face. Tu, imediat, scurcătură din gură, nu mai vorbim, știm noi ce din gura omului când se nervează. Deci aia vrea Dumnezeu, să venim pe cărare. Că asta e vorba, de cărare. Deci să venim la El, că și noi îl supărăm pe El în fiecare ceas și în fiecare clipă. Și venim frumos la duhovnic, ne punem în genunchi și începem să citim lista. Am făcut cutare, am făcut cutare. După ce se termină o oră de dezlegat listele, preotul îți face dezlegarea pe cap și tu nici nu știi ce miracol mare se întâmplă în clipa aceea. Exact atunci, Dumnezeu vine cu buretele milei și așa face pe acea hârtie și rămâne alb zapisul satanei și nu mai rămâne acolo un păcat pe el. De ce? Duhovnicul ți l-a dezlegat nu prin puterea lui personală, ci prin harul care i s-a dat în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci Dumnezeu poate să te iubească după mii de greșeli. Și iarăși fac comparația. Adam n-a mâncat un rucsac de smochine sau mere din rai când a greșit, ci o gură a luat. Deci noi greșim cu o gură în fiecare clipă. Ce moarte ne-ar trebui? Nu să mai vedem raiul, să ne depărtăm în cele mai de jos ale pământului. Dar Hristos a știut treaba aceasta. Și învierea, să știți, o mare minunăție care am găsit-o la Sfinții Părinți și m-am mirat de ea citind-o mai zilele trecute. Și că învierea n-a început de pe pământ. Învierea n-a început de pe pământ. Din iad a început. Ați văzut? Deci atâta milă a avut Dumnezeu că în clipa învierii lui, din iad a început învierea. Întâi s-au sculat din morminte morții și au zburat la cer și s-a spart porțile iadului și apoi a ieșit Hristos din mormânt și s-a dat piatra la o parte și a zburat la cer. Deci să vă vină în cap de treaba asta. Deci ați văzut?
Întâi în iad a fost înviere. Prorocii, profeții, drepții au plecat la cer și de-abia la urmă s-a dat piatra la o parte din mormânt și a ieșit Hristos în slavă când ăștia a adormit să cam amalizele acolo străjerii. Ce avea să facă peste putere dumnezeiască? Deci, spune în continuare orbul și apropiindu-se Hristos l-a întrebat, ce voiești să-ți fac? Cine nu vrea de la Dumnezeu și câte nu vrea? Asta nici nu mai comentăm. Cine nu vrea, toate câte le vrea. Că știm noi bine ce să ne facă Dumnezeu. Să ne facă numai bine, că rău nu cerem nimeni de la Dumnezeu. Iar el a zis, minunată treabă, Doamne, vreau să văd. Este cel mai frumos lucru cu care să-și încheie Evanghelia. Și i-a zis, vezi, credința ta te-a mântuit. Aici trecem prin două frumoase ipostaze. Una, lucrarea lui Dumnezeu în geneză din veacuri, vreau să văd. Și ca să vreau să văd, deci am nevoie de lumină. Deci ce a făcut Hristos? S-a arătat împăratul luminii. S-a arătat împăratul darului desăvârșit. De ce? Vezi! Doar cu cuvântul ajungem de unde am plecat și a zis Dumnezeu să fie luminătorii cei mari. Soarele spre luminarea zilei, luna și stelele pe luminarea nopții. Și s-a făcut lumină și a fost ziua și a fost ziua a patra. Mai vrei ceva? Deci vezi! Dar cum să vezi? Efrem Siro a pus odată o întrebare. Cine vede cel mai bine? Și unii au spus, oamenii văd cel mai bine. Alții, dobitoacele. Nu! Care ochi văd cel mai bine? Și într-adevăr s-a demonstrat că indiferent de culoarea ochilor, ochii pismătărețului și ai zavisnicului văd cel mai bine și mai adânc. Ei văd dincolo de culoarea obișnuită. Ei, nu i-a dat Dumnezeu această vedere orbului, ci i-a dat o vedere după credința lui, că așa se spune. Vezi? Credința ta te-a mântuit. Dar se poate întâmpla să fie altceva. Eu m-aș mira și aș face o paranteză neîntâlnită în Trilocalea 3. Poate că n-a văzut, să spunem, zic eu. Poate că nu i-a dat în clipa aia vederea. Și să vă spun de ce nu i-a dat în clipa aia vederea. Marcu și Matei ne relatează din nou două cazuri de orb. Și s-ar putea pe unul chema Bartimeu orbul, tot orb. Și unul este orbul care îl întâlnim noi în săptămâna imediat după Paști, care s-a spălat la Siloam și se cheamă Spălătoare. Eu zic că dacă o fi, ăla e bine. Dacă n-o fi, și-o fi și al doilea sau e altul, e și mai bine. Cerșea și ăla și orb din naștere, cerșea și ăsta și orb din naștere. Dar eu spun că totuși întâi nu i-a deschis ochii trupești. Și întâi a scuipat, a făcut tine, l-a uns pe la ochi și i-a spus, vezi că credința ta te-a mântuit. Și a continuat să-i spună, mergi de te spală și vei vedea. Iar lunea s-a săvârșit într-o smerenie prin faptul că el spălându-se de-abia i-a venit vederea și preamărea pe Dumnezeu. Și știți contextul de la Matei și de la Marcu, cum spune acolo, zice, ce, tu ai văzut? Tu ai fost orb când întreba, va pe părinții lui, la care el spune, dar ce vă tot interesați atâta? Ce, vreți să vă faceți cumva ucenicii lui? L-au hulit, l-au zvârlit afară din sinagogă, că aici eu vreau să ajung, mă interesează doar partea frumoasă. La care, ăștia spune, zice, ăsta hulește pe Dumnezeu. Și aici este exact adevărul spiritual unde trebuie să ajungem noi. Cuvântul vezi, dar cum să vezi? Cum trebuie să vezi? Iată cum a început să vadă acest orb. El care cerșea până atunci și nu știa nimic și credința lui l-a mântuit, credința l-a și întărit și l-a luminat, că Dumnezeu înțelepțește orbii. Domnul sprijinește pe sărac și pe văduvă și va sprijini și numai calea păcătoșilor o va pierde. Iată cum l-a făcut să vadă. Țineți minte ce a spus în Evanghelia de la Matei, de la Paști, imediat. Zice, eu nu știu dacă acesta este un om drept sau păcătos. Dar știu un singur lucru, că Dumnezeu nu ascultă decât pe cei drepți care fac voia Lui sau ascultă de dânsul. Asta este contextul Evangheliei de la orbul din primăvară, din Evanghelie de după Paști. Fiindcă Luca, fiind mai sărac în cuvinte, doctor și pictor, scria Evanghelii concrete, scurte. Matei, fiind un pic mai filozof, deci fiind mai învățat, și noi știm, Matei era din ăștia convertiți. Deci el vine, Zaheu, Vameșul era, deci iarăși apostol făcut și întors la Dumnezeu după ce și-a pocăit păcatul, iar Matei este și el chemat la apostolie, lasă toate și vină după mine. Deci tot nu era din ucenicii care era plin de cultură, dar avea o experiență de viață, fiindcă fusese luat dintr-o poziție socială. Și deci altfel privea viața. Iar Matei,
de bucuria cu care a fost el mântuit, a descris Evanghelia și mai frumos, mai pe larg, și a dat și a relatat în într-adevăr, în amănunt, ce înseamnă acest cuvânt vezi. Deci le-a demonstrat lor că vede și cu ochii după ce s-a spălat, dar le-a demonstrat că le și vede în ale duhovniciei, deci în ale Scripturii. Le-a arătat, nu știu eu ce vreți voi sau ce urmăriți, dar eu știu că Dumnezeu nu ascultă decât pe cei ce fac voia Lui. O fi ăsta păcătos sau cum vreți voi, dar Dumnezeu de păcătoși nu ascultă, numai de drepți. Și le-a tras o lecție exact cum ne trebuie și nouă în sală, deci în auditoriu. Are să vă împlinească Dumnezeu orice fel de rugăciune când o să știți să-L vedeți cu ochii buni. Adică, nu prin deschisul cărții, nu prin așteptarea de pomană, nu prin cercetarea la vrăjitoare, nu prin descântece în cafea, nu prin lene la rugăciune, nu prin lene la post, miercurea și vinerea, nu prin lene la venit la biserică și toate celelalte, fără să facem un întreg tacâm. Scurt. Și mergem mai departe. Și îndată a văzut și mergea după el slăvind pe Dumnezeu. Și tot poporul care văzuse a dat laudă de Dumnezeu. Tot poporul care văzuse. E adevărat. Noi nu prea ne bucurăm de reclama poporului. Știți din ce cauză? Poate în vremea aia Hristos a dat curs acestei reclame și tot poporul lăuda pe Dumnezeu. Dar n-a dat curs. Vă spun eu ca să o știți și pe asta. A intrat foarte trist în Florii, în Ierusalim, călare pe vânzul Asinei, fiindcă asta urmează imediat după Evanghelia cu orbul de aici înainte de Paști. Și era trist de un singur lucru. Hrăniți în pustie, orbi să vadă, surzi să audă, mulți să vorbească, șchiopii să umblă îndrăciți, să vadă. Și tot ei care cântau binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului Osana, acum spuneau, răstihnește-l. Deci de-aia nici Hristos n-a dat prea mare importanță și a lăsat ca ultimă în inspirația Evanghelistului Luca să spună și poporul care văzuse a dat slavă lui Dumnezeu. N-a spus mulțimea poporului, ci a lăsat să se vadă că încă au rămas orbi în popor. Deci au rămas orbi în popor. Deci numai poporul care văzuse a dat laudă, n-a spus tot poporul, ci a spus și tot poporul care văzuse. Deci nu care erau de față, numai care văzuse. Când s-a pus în față acest lucru, care văzuse, înseamnă că mai erau și care nu văzuse. Și cine nu văzuse? N-au văzut bețivii care nu se pot despărți niciodată de sticlă, n-au văzut lacumii care nu se satură de bani, n-au văzut desfrânații care nu se satură de femei, n-au văzut hoții care nu se satură de tâlhărie, n-au văzut metaliștii, yoghinii, rockerii, razesteziștii. De ce n-au vrut să vadă aceștia? Pentru că ei au Dumnezeu lor, cu gărgăunii lor, umblă printre stele să prindă pinguini. Ei, asta niciodată. Dumnezeu nu stă între stele. Cerul este așternutul sau scaunul lui. Și înainte de a sta în cer, Dumnezeu stă pe tronul heruvimilor și serafimilor. Și este odihnit gânditor de puterea tronurilor. Nu de oameni și de stele. Nu stă pe meteoriți și pe comete. Nu stă pe lună, cum au făcut idioții ăștia de ruși. Au trimis un satelit în lună și a pus o emblemă cu o femeie și un om ca să vină extraterestri să vadă cât de proști sunt rușii. Mă, frate, materialismul este atât de incapabil și de incult ca doctrină, încât dacă îl pui în mintea unei găini, ea nu mai paște, nu mai ciugulește iarbă și grăunță, paște pietre și asfalt. Deci atât este de bolnav ca gândire. Oare cum poți să gândești și să-L cauți pe Dumnezeu la întâmplare? Cum poți să-L cauți pe Dumnezeu pe aiurea? Cum poți să-L cauți pe Dumnezeu în alt loc decât înăuntru tău? Căutați Împărăția Lui Dumnezeu, că este înăuntru vostru. Doamne, vreau să Te urmez în toate pe Tine. Fiule, sau cum îi spune Hristos, nu vorbi. Ascultă ce spun eu, vulpile au vizuini. Păsările au cuiburi, fiul omului n-are unde să-și plece capul. De ce n-are unde să-și plece capul? În inimă vulpile sunt vicleniile noastre. Oricare face negoț cu o leacă de părere de câștig, oricare prostește pe aproapele măcar cât de cât, oricare caută un mic profit. Aia e încă o vulpe a sufletului care stă acolo cuibărită și face rău. Dar mai sunt și gânduri. Gânduri de îndoială și de neînțelegere câte vrei. Să cunună și după aia să divorțează că n-au potrivire de caracter. Îți proști, nu știu să muncească, nu că n-au potrivire de caracter. S-a luat două belene. Dacă se lua un bou și o belea, unul trăgea și unul cheltuia. Dar dacă amândoi străi, s-a dus viața socială. S-au luat fără frica lui Dumnezeu, s-au luat fără cununii, s-au luat fără acordul părinților, s-au luat fără stare materială, nu din punct de vedere că trebuia să se îmbogățească.
Dar să știe că în momentul, spune Evanghelia, când te apuci de construit o casă, cel ce construiește, întâi să uită ce lucruri are, dacă poate să o înceapă, ca nu vecinii văzând-o neterminată să râdă de dânsul. Gândeți, în Evanghelie scrie lucrul ăsta. Așa și în viață, când pornești să faci o casă nouă, când pornești să începi o viață nouă, trebuie să te bazezi concret pe ce putere ai. Nu vii de trei ori la biserică și asculți predica și a patru oară spui, apoi să știi că popa asta mă prea ocărăște, prea multe îmi cere, prea multe cerințe. Merg așa, prin lobodă, ca înainte, că mi-e mult mai ușor. Mergi prin lobodă, că Hristos la capăt stă cu coasa și se adună de din araia și stă de la foc. Și dacă intre între spini și nu te găsește între spice, te-ai curățat. Așa spune, neghinile să pun snopi și să dă la foc. Secerișul este mult. Secerișul este mult. Raportați 10.000 de preoți pe care are țara, așa cum sunt buni sau răi, la 22 de milioane de locuitori. Sau raportați 2.000 de călugări și 2.000 de călugărițe, dacă vor fi în toată România, și raportați la numărul de credincioși care sunt. Și hai să vezi, poți să acopere una pe cealaltă? Nu se poate, dragă. Secerișul este mult și secerătorii puțini. De-aia la seceriș, Hristos a ieșit în drum și a întrebat, tu ce faci aici? Păi n-am unde lucra azi. Hai la mine și lucrează. Uite, ai un dinar, treci la treabă. Vine și la ora 11, tu ce faci? Păi n-am treabă, hai și lucră la mine. Tu ce faci? La ora 12, n-am treabă, hai și lucrești tu la mine. Și aici trebuie să ajungem, de fapt. Asta este ceea ce trebuie să vedem. Să ne vedem în primul rând neputința și să vedem că afară de Hristos nu zidim și nu construim nimic, totul merge la dărâmare. Ați văzut dumneavoastră și pe mine mă distrează mult chestiile astea, eu râd că așa îmi place mie să râd, eu sunt mai căscat de felul meu. Deci ați ales, ați votat, ați citit ziare, n-ați dormit nopți și ați crezut, și ați crezut că nu știu ce o să găsiți. Dragă, fără muncă, fără osteneală, fără rugăciune, Dumnezeu nu dă nimic. Ați văzut, de mila Dumnezeu, de anul ăsta plouă și s-au umplut fântânile cu apă. Și asta e un dar. La anul o să rodească pământul. La celălalt an o să rodească pomii. Și Dumnezeu, ușor, ușor, El ne scoate din mocirile. Prin liturghia universală a dragostei și a bunăvoinței Lui. Nu-ți dă nimic nimeni. Nici americanul, dacă nu-l plouă, n-are ce să-ți dea. Nici africanul, dacă nu-l ninge, nu se face alb. Tot negru rămâne. Așa și în țara noastră. N-așteptați să sosească din infern sau de undeva din printr-un loc miraculos, că s-au terminat bermudele. În România nu mai există locuri miraculoase, ci există numai credință. Caravane de câini cu colaci în coadă nu o să treacă pe stradă niciodată, dumneavoastră să ieșiți numai și să-i pescuiți în sacoșe. Numai și numai printr-o credință curată și printr-o muncă concretă alături de Dumnezeu, poți să te zidești sufletește și social și moral. Și v-am mai spus, nu repet din nou, am vorbit la Bea Mănâncă și Te Veselește de mizeria patronilor, de mizeria judecătorilor, de mizeria medicilor, de mizeria șefilor, de magazine și de societăți, de tot ce vreți. Umblă numai după afacere, umblă numai după desfrânare, numai să-și bată joc de sărman și de necășit. Aia e marfă cu o sândă. Aia e marfă cu o sândă. Ăla e bani nemuncit și necinstit și iadul îi cuprinde pe toți, cum a spus prorocul David în psalm. Toți oamenii în balanță de șertăciune s-au făcut și nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Și a căutat Dumnezeu din cerul cel sfânt să vadă de este cel ce face bine și nu este până la unul. Toți s-au abătut, netrebniți s-au făcut. Duhul Sfânt vorbește, nu eu. Doamne, auzi rugăciunea mea că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Iarăși, spune mai departe, și i-a slobozit Dumnezeu după izvodirea inimilor. Așa suntem noi acum. Așa suntem noi acum, după inima noastră. Noi facem ce credem noi și Dumnezeu dă ce știe El. Și noi tot dăm în groapă, tot dăm în groapă. Pentru că la un moment dat a mai rămas o singură chestie de comentat de 2 minute. Și striga, zicând fiului David, miluiește-mă. Dar până a strigat, nu știu dacă aici sau în altă parte, la un moment dat spunea că așa, fieți milă de mine. La fieți milă de mine, nu mai este nevoie să strigi. Aici am vrut să rămân, că am însemnat și mi-a scăpat. Deci, el striga, dar nu mai striga de acum pentru altceva. Nu mai să-i fie milă de el. Ei, în momentul când el striga să-i fie milă, de acum Dumnezeu hotăra ce-i trebuie lui. De-aia l-a și chemat. Poate că mai înainte cerea ce nu era de folos. Deci și noi când strigăm, ori din inimă,
ori din minte, ori din gură, ori din suflet, să strigăm așa, Doamne, ai milă de mine. Ați văzut că eu de obicei în pomeni și scriu jos milă și ajutor de la Dumnezeu. Vă scriu acolo ce vreți voi și jos scriu ce știu eu. Deci de ce se întâmplă treaba asta? Dacă ne dă Dumnezeu milă, celelalte vin de la sine. Cine nu știe să ceară milă, nu primește nici pe celelalte. Fiindcă însuși Hristos a spus, eu vroiesc milă și nu jertfă. Nu vreau să-ți faci casă cu trei rânduri, nu vreau să fii miliardar, nu vreau să fii patron. Vreau să ai milă, că dacă ai tu milă, eu te trec în rai fugând. Nici nu ai nevoie să mai vii la judecată. Deci asta trebuie să ne rămână. Iar în final am zis așa, ca să nu vă doare stomacul și să nu vă plictisiți, Filocaliile ne arată cam care ar fi vederile minții curate în Dumnezeu. Cea din tâi vedere a minții care vine și o primește omul prin dar de la Sfântul Botez și prin rugăciune și lucrare a puterilor lui sufletești, este cunoașterea necazelor și a ispitelor. Deci cu ce am început noi? Dacă fiecare și-ar vedea rostul și rolul ispitei pe care a primit-o, știe ce i-a făcut Dumnezeu. Astea pentru noi, pentru duhovnici, ceea ce vă spun eu acum, pentru noi sunt graficile după care vă spovedim. Ați văzut că la unui de 2 ani, 3 ani, 4 ani, deci duhovnicul când începe să te asculte, de fapt nu le interesează dacă ai curvit tu sau dacă ai fumat. Aia prea puțin. Și vrea să vadă de când și cum, ca să vadă cam unde te-ai regăsit tu pe tine. Și deci prima vedere a minții pe care orice om care are darul duhovniciei o cunoaște, este aceasta. Cunoașterea ispitelor și a necazurilor. Trebuie să vezi, necazul este de ordin spiritual, l-a trimis Dumnezeu spre zidire, ați văzut săraci care muncesc de una și nu mai au. Ăla l-a sărăcit Dumnezeu, că așa e de folos lui să se mântuiască. Care a sărăcit că face negoțiuri și nu are cap și pierde în contabilitate și în fisc, ăla e prost, să fie sănătos, își trage singur ponoasă. Deci nu o să vină Dumnezeu să-ți facă ție calcule dacă te-ai privatizat și te-ai băgat într-un lucru care nu te pricepe. A doua, cunoașterea greșalelor noastre și binefacerea lor de la Dumnezeu. Deci trebuie să văd de ce am primit eu greșeală. Poate din lăcomie, din avariță, din răutate, din pismă, din invidie. Sau poate mi-a dat-o Dumnezeu ca o binefacere. Mulți sunt săraci că dacă ar fi bogați n-ar mai veni la biserică, vă spun eu. Mulți sunt săraci sau trag o palmă de la Dumnezeu, un copil mort, un tamponaj, o amendă, o ispită, ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Deci, iată, două. Trei. Cunoașterea lucrurilor mai înainte și după moarte. Ce înseamnă lucrul ăsta? O altă vedere a minții. Asta în Filocalia 5, Petru Damaschin, el este 8 de toate. De ce trebuie să cunoști lucrurile înainte și după moarte? Ca să știi cum să te grijești. Dacă știu că este rai și este iad, și știu care sunt cerințele raiului și care ale iadului, dar ce să mă mai grijesc eu după moartea mea să las testament, 4 păreți, răpănoși, murdari, puși cu un tapet și o mobilă de lemn, să mă pomenească nu știu cine. Mă prețuiesc eu pe mine însumi, îmi pregătesc eu moartea și aici și dincolo și am terminat. Deci ai văzut dacă ai mintea sănătoasă, n-a stai în nădejdea testamentului. După testament îți 10 ani de judecată până putrezesc alea care trebuie să împărțite. 4. Înțelegerea mesianității Domnului Hristos pe pământ, în oglinda sfinților și a mucenicilor. Deci este exact ce spuneam eu adineauri. Cine nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu pe cărarea cea dreaptă, adică prin biserică, prin puterea disciplinară și eclesială, prin cele 7 taine, prin pilda sfinților și a mucenicilor, niciodată nu ajunge nicăieri. Stă tot lângă drum și cerșește, dar nu știe ce vrea. 5. Cunoașterea prefacerii și firii lucrurilor. De ce dă Dumnezeu? Și aici înseamnă, vă explic eu ce înseamnă, zice, supranaturale. De exemplu, vă dau o pildă. Tu te duci la bancă și iei credit și te apuci de arat, grăpat și sămânat. Și e o calamitate, nu se face. Și tu începi să le iei pe Dumnezeu tare. Dar, Doamne, nu știi că am împrumutat, uite, acum sunt falimentar, lasă-mă și cu Dumnezeu, uite și ispită mi-a dat amul la urmă. Uite, am bătut gheața cu 3 zile înainte de a strânge via. Ia că a intrat cu orice sălbate și a străcat cartoful când tocmai trebuia să-l sap. Astea sunt niște lucruri ale Dumnezeu prin care El ne smerește. De ce? Știe că n-a fost lucru curat. Știe că nu ne-a fost de folos. Știe că acolo trebuia să intervin așa, ca altă dată să nu spunem cum zice Apostolul Pavel. Blestema cel ce se încrede brațelor sale. Sau să completează cu fraza aceea. Cine n-adună cu mine risipește și cine nu este cu mine este împotriva mea. Frumos, nu? Mergem mai departe. 6. Contemplarea făpturilor sensibile ale lui Dumnezeu. Aici este vorba de stăpânirea gândurilor. Mai fi. Asta deja se implică în treburi înalte, dar cine vrea poate să bage la cap, că aveți și teologi și oameni intelectuali, nu sunt numai băbuțele noastre cu Tatăl nostru. Deci, să ai tărie de caracter, adică să-ți asumi o răspundere atunci când faci un lucru.
Și exact ce vă spuneam eu ieri, cu tinerii noștri de astăzi nu mai aperi țara de dușmani. Ei o vând ei pe țigăși, pe droguri și pe erou. Stăpânire de sine. Spunea Ștefan cel Mare, de ce vă dau pilde pe el, mi-a plăcut mie mult treaba asta și acum vă spun, deși unii l-acuză că a fost curvar, eu totuși îl felicit că a făcut copii și a făcut ce apăra Moldova, că altfel trebuia să ia mormanii de hoituri de la avort, să le arunce în turci, să se împuțească, să dea ciuma, dar așa a dat cu sală. A fost foarte corect, a gândit ca un bărbat. Stăpânire de sine, ce înseamnă stăpânire de sine? Să știe omul dacă este îngăduit o patimă sau nu. Și iată ce rânduială era pe vremuri în țara Moldovei, dacă ar circula așa azi, țape pline ar fi pe sub dealul cetățuirii. Spunea așa, dacă greșește un fiu de boier și face o nelegire în biserică și în viața creștină, să fie pedepsit cu tăierea capului, să fie pildă celorlalți. Și aici cineva spune, dar nu-i bună pedeapsa cu moartea, mai bună la cei răi, că unii se perpetuează păcatul, dacă nu-l stârpești pe moarte, se umple tot. Ai văzut râia de pe o mână, trece pe tot corpul. Dacă vindeci locul, dai repede cu iod și iei tratament, să vindeci acolo și nu te mai umpli mai departe. Alt exemplu la stăpânirea de sine. Spunea Ștefan cel Mare dregătorilor săi în sfatul și în divanul domnesc. Fraților, zice, nouă nu ne este dat domnilor și stăpânitorilor de noroade să trăim după plăcerile noastre, ci trebuie să trăim după plăcerea țării. Citiți-l pe Iorga, istoria poporului românesc, nu citiți Șambal. Este un nebun, Gheorghe Țugui sau Ion Țugui, și a scris o porcărie cu extraterestri. Dar așa erau de extraterestri ca și el. Deci vorbește de extraterestri, dar stăteau în peștere în Himalaya. Deci vă dați seama, tot pe pământ stăteau. Gândiți-vă câtă minte. Deci în momentul când ai stăpânirea de sine, tu știi, bă, eu s-a făcut numai să fur, sau eu s-a făcut șef numai să omor, nu. S-a făcut să ajut pe aproapele, pentru că la judecată, duhovnicul cel înțelept din Pateric, când i-a venit împăratul, l-a spovedit, i-a spus, ei, împărate, până acum l-ai spovedit pe, cum îl chema pe împăratul, nu mi-aduc aminte exact. Și că acum spovedește pe împăratul, că pe robul împăratului l-ai spovedit pe trup. Dar acum spunem ca domn cum greșești și cum faci. Ei, când avem stăpânire de sine, noi știm ce trebuie să facem. Nu numai să distrugem, să și zidim. Iar stăpânirea gândurilor. Ce înseamnă stăpânirea gândurilor? Să știi când trebuie să te superi, să știi când trebuie să te enervezi, să știi când trebuie să fii tare de caracter, să știi când trebuie să iei o decizie, să o iei curat și cu hotărâre, să nu-ți fie frică, adică față de mine spui una și pe spate spui alta, că aia se cheamă lașitate, fățărnicie, morminte văruite. De ce? Mântuitorul personal i-a mușcat și le-a spus, voi sunteți fiii geniei, zice, când câștigați un ucenic străbătând marea de 3 ori, îndoit fiul al geniei îl faceți. Așa fac sectarii, așa fac penticostali, așa fac baptiștii, jehoviștii, evangheliștii, toți dracii. Când câștigă un ucenic, atât îl îndrăcesc și îl îndesază cu bani și cu materie, ca să hulească ortodoxia și cu ce nu e adevărat. Dar Dumnezeu râde de proști ăștia, că ortodoxia o stăpânește biserica viitoare din cer sfință, nu oamenii de jos. Oamenii de jos debea să stăpânească ei. Iar ultima, a șaptea, penultima, înțelegerea făpturilor inteligibile a lui Dumnezeu. Adică ce rol au dracii în viața noastră, ei sunt doctorii noștri, ce rol au îngerii în viața noastră. De ce ne trebuie nouă îngeri? Ca să fim coordonați. Heruvimii ne dă putere de înțelepciune, serafimii, noi le avem în noi aceste puteri, sunt sufletești. Serafimii te încălzesc la rugăciune, tronurile sunt în inima noastră prin puterea odihnirii lui Dumnezeu prin rugăciunea lui Iisus sau Isihastă. Și așa mai departe, trecând din una în alta, îngerii păzitori ne sunt de bază, arhanghelii ne vestesc și ne păzesc și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegi ce este cu lucrarea nevăzută a lui Dumnezeu, că noi nu trăim pe aiurea la întâmplare. Dacă am avea ochii deschiși, noi am vedea câți îngeri păzitori sunt acum și câți draci să vaită pe aici. De ce să vaită? Că au zis ce aveți de făcut și nu faceți. Să bucură că rămâneți tot al lor dacă nu lucrați. 8. Cunoașterea despre Dumnezeu sau cunoașterea dragostei nesfârșite a lui Dumnezeu. Și aici închei cu cuvântul Sfântului Ioan Damaschin, care spune Dumnezeu poate toate câte le vrea, dar nu le face toate câte le poate. De ce? Ar putea pierde lumea într-o clipă, dar nu pierde pentru că iubește, ci pierde păcatul și cărările păcatului ca să mântuiască neamul omenesc. Amin, amin, amin.